Dumnezeu a așezat o rânduială între evrei. Când le-a spus, păstrați mielul până în seara a 14-a, între cele două seri să jungheați mielul și cu sânge să ungeți ușorul de sus și pragurile pe ăla de jos să nu puneți, să nu călcați în picioare. Fiecare evreu să-și adune casa și copiii și familia să stea în cort, că pe la miezul nopții, îngerul cu sabia muiată în sânge urca prin delta Nilului la deal. Și spune Biblia că în toate casele egiptenilor și în palat s-a prin lumini, întâi născuți de la dobitoc până la oameni, toți mor. Numai în Gosem nu era niciun schelălăit de câine. Era o liniște și o pace de plină. Dar Dumnezeu a pus rânduiala acolo. Că dacă mergem comparând biserica, eu spun tuturora că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii ca în toate bisericile sfinților, amin? Nu fugea îngerul Domnului după ieșurum, știți poezia, să-l bagi în colibă, că ăsta nu stă acasă, că umblă pe drumul, nu, nu. Nici măcar îngerul se pare că n-avea curiozitatea să verifice ce fac evreii, să dea ușa cortului la o parte, să văd cântă, să roagă. Nu era treaba îngerului. Treaba îngerului era să se uite la sânge. Ce era înăuntru, îi treaba lui Dumnezeu. Noi ne aflăm acum sub pecetea sângelui Domnului Iisus. Nu-i treaba îngerului. El se uită că suntem sub pecetea sângelui și ne ocrotește. Am aici o nedumerire. Spune că sângele acesta era un semn. Sângele era un semn pentru îngeri. De ce îngerii lucrează cu semne, se iau după semne? Chiar credeți că îngerii nu știu carte? Nu putea Dumnezeu să-i dea un tabel și spună seminția Ruben, Iuda, Simeon, Isahar, Zabulon, Gad, Neftali, ăștia, domnule. Citește, strângă și ocrotește. Dar nu a făcut Dumnezeu. Le-a dat un semn. Acum, apropo de întrebările de ieri, spune Biblia că din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă un semn al stăpânirii. Eu nu vin cu rânduiala de la noi la adunare, că nu o primiți nici pe ea și nu m-au mai primit nici pe mine. Eu am spus la noi, toate surorile sunt cu batic gros, așa, legat în față și nu-i niciuna altfel, nici o fetiță adusă la binecuvântare, dacă vrem. Eu nu vin cu rânduiala asta, dar trebuie să aveți un semn al stăpânirii, na, un semn să aveți al stăpânirii voastre. De ce lucrează îngerii cu semne? Nu știu. Nu știu să-i explic. La Sfântul Ilie era repetiție de cor, au cor mare de 100 de persoane. Și era fratele Vasile Lungu, om de ordine. Ăsta a fost de toate. Și bătăuș, și tăia de cuțit, și fotbalist în divizia A, și pușcăriaș. Acum s-a pocăit și era de ordine. Și în timp ce era repetiție de cor, vine o soră tânără. Nu mai putea trage aerul, sufla greu cu poșeta în mână și ăsta spune, iese, ce-ai pățit, măi, fată, ce? Frate Vasile, a fugit un golan după mine să mă prindă. Vasile se uită așa și spune, măi, dacă aveai batic pe cap, îngerul Domnului te ocrotea, că ea n-avea. Dar ea spune, nu-i de asta, dacă nu-i de asta, du-te și mai dă vă douături ca să te înveți minte că e de asta, știi? Cunosc o familie din Italia, din Roma, dacă vreți îi spun numele. Era, acum s-a mutat în Suceava, s-a mutat cu toată familia, au venit în Suceava, locuiesc în Dumbrăvin, dacă nu le spun numele, că îl știu foarte bine. Sora era acasă și pe când era sora acasă, dar avea o pocăință așa cum o avem noi câteodată. Mai merg la adunare, mai lipsești nu știu câte duminici, bate în brăci cu vincios, bate în brăci ca lumea, ba, așa, căldicel, știi? Și la un moment dat, spunea sora asta, a venit diavolul în fața ei, o apariție hidoasă, înspăimântătoare, și a spus, am venit să-ți iau viața, dar pentru că ai fost dusă la binecuvântare și sunt mijlociri pentru tine, n-am ce să-ți fac, dar mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Sora asta spunea, măi, eu când am văzut cu ultimele puteri, așa că era o groază, am spus, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul îi spune, care sânge? Că tu ai, și eu spus exact, avea ani de zile de când nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului. Pentru mine asta a rămas o întrebare. Eu merg prin adunări și-i cina Domnului și mă împărtășesc.
Și mă duc acasă și uit la nevastă și spun, măi, nevastă, azi am luat cina. Sau să spun la comitet. Dar uite că Dumnezeu știe când ai luat cina și diavolul știe. Că-i spune, care sânge? Tu ai și eu spus exact atâta de când nu te-ai împărtășit. Și în momentul acela a dispărut diavolul, ea se duce în bucătărie să pui mâna pe telefon. Și îmi spunea sora, frate, în ușa bucătăriei era un înger puternic, strălucitor. Mi-am dat seama că e îngerul Domnului și am vrut să-i spun ceva. Și el mi-a spus, acoperă-ți capul, n-am voie să vorbesc cu tine. Și i-au pus mâna pe telefon și l-au sunat, măi, la bărbatul ei, ai grijă. Și el spune, lasă-mă în pace. Și eu, că acum ea într-o intersecție, într-un sens girator, eu aveam prioritate, a venit un tir să treacă peste mine. Nu știu, numai Dumnezeu m-a scăpat. Nu știu de ce îngeri ăștia lucrează așa cu semne. Revin la textul de care vorbeam. Și era acolo un gosem, niște semne. Sângele e un semn pentru îngeri. Dumnezeu a hotărât rânduială în seara aceea. Și a spus în tabăra lui Israel, asta e rânduiala. Și în biserica Domnului este o rânduială. Nu face fiecare cum vrea. Mi-aduc aminte că la noi care suntem o biserică conservatoare, au venit frați mai târziu din sat, oameni, fete, băieți, s-au pocăit și le spunea fraților, prea ne țineți așa cumva strâns, uitați-vă cum e acolo, uitați-vă cum e acolo. Și s-a ridicat fratele Ieremia în picioare, omul ăsta a fost 35 de ani presbiter, a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie pentru credință. Când a venit șeful de post să-l aresteze, șeful de post, Afrasin îl chema, îi spune, Badi Ion, trebuie să spun cătușele, dar mi-e rușine să te duc cu cătușul prin sat, hai că ți-l pun la post, hai așa pe lângă mine. Și l-a dus, o lăsa copiii, o făcut pușcărie. Și acum fratele Ion s-a ridicat și a spus, măi, oameni buni, eu m-am pocăit din tinereța mea. Înainte de a mă căsători, eu m-am pocăit, am venit la adunare, am găsit niște frați bătrâni aici, mi-au plăcut felul lor și m-am hotărât cu dânșa. Voi ați venit mai târziu, unul câte unul tot ați venit și v-a plăcut cum suntem noi și ne-ați găsit așa și ați spus că-i bun și ați venit că-i bun așa. O mai trecut câțiva ani și spuneți că nu-i bine la noi și spuneți că să ne schimbăm noi, apoi eu nu mă schimb după voi. Voi aici ne-ați găsit, așa ne-ați găsit și așa rămânem noi. Noi nu ne schimbăm în pocăință și voi faceți ce vreți. Știți? Dumnezeu are modul lui de a lucra cu noi. Are felul lui de a lucra cu noi. Să nu ne temem niciodată de prea multă smerenie și de prea multă pocăință. 35 de ani a lucrat la CFR-ul, 10 ani a reparat locomotive. Locomotivele astea sunt mari, 22 de metri au de la tampon la tampon. Și au niște șuruburi mari, așa că puneam o cheie de 75 și cu o țavă de 2 metri strângem șuruburile. Și când venea peste o lună, tăte jucau așa. Dacă un șurub, un bulon, uitam să-l strâng peste o lună, nu mai era deloc, trebuia să o aduc la reparat. Acum noi în adunare, ca și conducere, mai strângem șurubul pe aici, pe la batic, pe la fustă, pe la instrumente, pe la negative, pe la... ne mai strângem, că ele de la sine mai cedează așa. Nu-l strângem nici ca să rupem, că avem simț totuși așa, dar mai strângem un pic lucrurile, că ele își dau drumul de la sine.